Colegiul meu este aici de ușile, să fost bine un semnal că am început. Este greu să întrerup oamenii când au un frumos de spus. Timpul câteodată se depășește, nu pot să trai ca prima lui. Mă bucur, în schimb, că de câte ori avem oameni invitați alături de noi, vin și spun lucruri frumoase și lucruri, multe lucruri noi, pe care nu știam. Și măcar această satisfacție o avem în momentul în care știm că am depășit un pic timpul, dar uite ce interesant și am aflat ceva nou. După sesiunea de dimineață în care am vorbit despre proiect în general și am văzut mai multe business-uri despre cum au evoluat, ce e greu, ce e ușor, să văd antreprenorii, am zis că foarte mult în ultimii ani, nu știu, de 3-4 ani, s-au dezvoltat restaurant. S-a dezvoltat această industrie și mai toată lumea, dacă stai și vorbești cu potențial antreprenor, spun aș vrea să fac un restaurant sau o cafenea sau un bar. Pentru că ai senzația că se face ușor, că nu este atât de complicat și că faci și o mulțime de bani. Adică bani e rețeta perfectă. Dacă tot vorbim de mâncare, trebuie să fie și o rețetă ușoară și toată lumea poate să o pună practică. Și când am stabilit să facem această sesiune, ne-am gândit cine să fie bună speaker, cine să vină să vorbească despre să faci restaurante, să ai restaurante, să faci business-uri cu mâncare. Și ne-am gândit așa. Cineva care a început de la începuturi, după Revoluție, în acest domeniu. Și vreau să citesc doar câte restaurante ai, să știi, nu că nu știu cum te cheamă. City Grill, City Cafe, Fattoria Bonjour, Hanu Beral, Caru cu Bere, Pescăruș și mai nou, Hanului Manuc. Multe. Multe mari. Niciunul mor. Pentru că știu că a zis că nu mai are să facă niciunul mor. Și un business frumos care a crescut de la an la an și cu multe idei care au fost luate câte una, câte una și puse la un loc. Așa cum nu mai Dragoș peste scușnie să le facă. Și vă rog, în aplauze, să ne întâmpinăm. Bine ai venit, Dragoș! Și vă rog pentru mine. Este foarte ușor să faci un business, un restaurant și să faci foarte, foarte mulți bani și după aceea să mai faci încă un restaurant și încă un restaurant? Cred că nu e ușor, însă e foarte frumos. Foarte frumos. De ce crezi că toată lumea are situația că e ușor? Pentru că
de când am pornit cu ziarele în piața universității, nu aveam casă de marcat și nici carte de muncă și nici de cum mă gândeam la normele PSI, poate la alea de la gura de metro, dacă scăpam în cazul unui incident. Însă vremurile au trecut, de la vândutul ziarelor în piața universității am ajuns la deschisul tarabelor și vândutul de deodorante și cafea și măsuri de plastic prin piețe. Apoi primul mare magazin într-un chioș de stație de autobus pe Făinari. Uite așa, încet, încet, m-am gândit și la restaurante. Iar primul restaurant, cel de pe Ștefan cel Mare, restaurantul la Mama, avea 60 de locuri, m-a costat poate puțin peste 12.000 de dolari. Și așa am pornit. A fost greu, a fost frumos, în același timp, însă cred că am început foarte repede să iubesc meseria asta de a-i face pe oameni să se simtă bine, la mine acasă. Și așa am pus cărămidă peste cărămidă la construcția industriei de ospitalitate în România. Astăzi, cu bune, cu rele, cu foarte multe greșeli, reușim să avem 18 restaurante, 1350 de angajați și este nevoie câteodată de un astfel de o astfel de catastrofă, să ne dăm seama cât de mare este responsabilitatea care ne apasă. Și vă spun drept că aveam în minte alt discurs astăzi. Însă mi-am schimbat părerea, am hotărât să vin aici în fața voastră și m-ar bucura să discutăm deschis despre ceea ce se întâmplă și despre cum am putea merge înainte. Pentru că regulile jocului s-au schimbat din nou. Și cred că numai împreună putem să găsim drumul. Ce s-a întâmplat la colectiv? Din păcate, se putea întâmpla multe lucruri. Și arată cât de mult antreprenorii s-au axat pe viață, de a gândi cu ce se ies în fața clientului, în așa fel încât el să fie mulțumit, să te aleagă pe tine, să nu se ducă la competiție, cum să inventezi un produs mai gustos, cum să aduci un designer sau să inventezi, să te gândești la un mediu mai prietenos pe care să vină clientul tău, să te aleagă pe tine înaintea celorlalți. Și poate, foarte puțin, noi ne-am gândit la ce urmări ar putea să aibă o seară plăcută. Și urmările sunt foarte grave. A fost și eu, cum să spun, am trecut prin tot felul de aceste zile, însă nu mi-am imaginat și abia acum încep să înțeleg cât de tare trebuie să ne schimbăm cu toți cei care suntem în această piață și cei care iubim industria de ospitalitate. Și cred că înainte de a arunca cu noroi, în absolut oricine are un club, restaurant, bar, ar trebui să discernem între cei care fac treaba cu responsabilitate.
20 milioane față de client până la capăt și cei care, cu voie sau fără să-și dea seama, au greșit. Astăzi trecem printr-un tăvăluc în care intrăm cu toții la grămadă și cumva trebuie să ne gândim cum punem industria ospitalității înapoi pe locul în care, pe care ea o merită, pentru că atât noi, români, avem nevoie de a ieși afară la o bere, cât și turismul care avea încet, încet acum depășit 1 milion de turiști pe an, trebuie să se dezvolte și poate fi un repel important. Așadar, înainte ne gândeam foarte tare la servicii, calitate, la ce își dorește viața. Astăzi, trebuie să punem inelul de responsabilitate în ceea ce facem, în așa fel încât ceea ce s-a întâmplat în acea vine să nu se mai vedea. Anul acesta a fost un an foarte interesant pentru antreprenorii din industrie. Și mă gândeam, cred că n-am avut niciodată un an atât de bun. Incredibil. Cerveau de 9% a creat un avantaj competitiv incredibil pentru cei operatori din restaurante și cei care fac și vând food și distracție. Este un pas major. Al doilea lucru, foarte important, este casa de marcare. Care a început să țăgăne la toată lumea. Ceea ce iară este o mare schimbare. Competiția începe să devină loială. Nu mai merge... nu-i mai merge competitorul tău care nu are casă de marcat să câștige 24% din prima zi față de tine. Am avut în acest an pentru prima dată o deschidere la nivel de fiscalitate nemaipărită din partea Guvernului. Guvern care acum s-a dus, își poartă responsabilitatea ceea ce s-a întâmplat. Însă, cumva, am deschis în tot acest an o cale foarte bună pentru antreprenori. Pentru antreprenorii din industrie. Acum, însă, din nou regulile se schimbă și constatăm, și de fapt, spre asta ne îndreptăm, că nu oricine care are o idee bună și un suflet mare trebuie să fie antreprenor și să fie restaurant. Acea persoană trebuie să fie și responsabilă în așa măsură încât cheltuielile și investiția pe care trebuie să o facă pe un restaurant, club, poate pe ce va fi el, să poată să fie semnificativ mai mare înainte de a deschide. Asta înseamnă și o oportunitate, de fapt. Pentru că atunci când piața se curăță, înseamnă că cei care joacă corect pot câștiga. Îmi vine o misiune grea în fața colegilor mei, aceea de a le recomanda și de a-i forța, într-un fel, să se conformeze cât mai repede. Sunt tot felul de documente care circulă pe net între noi și autorități. Probabil că dacă astăzi am dorit să punem ordine în industrie, începând cu 2 ianuarie, nu veți mai avea unde să ieșiți să luați masă la prăjitură. Și cred că modul în care lucrurile se pot rezolva și așeza este altul decât acela în care s-a vorbit săptămâna trecută. Avem însă de apărat o reputație, sau mai bine zis, de construit o reputație. Pentru că
bine să luăm decizia astăzi decât să mai tragem mânța de coadă un timp și cumva astăzi trebuie să ne ducem. Cam asta este tema pe care aș vrea să o ating, nu este prea veselă. N-am vrut să vorbesc nici de ce frumos am deschis două restaurante în acest an importante, pentru că nu mă simt în stare să ne lăudăm astăzi ca grup și inclusiv, mai degrabă consider că ar trebui să discutăm care sunt lucrurile pe care avem de aici. Păi să luăm întrebări, nu? Adică nu vrei să pleci de pe scenă, că totuși am venit astăzi, mai mult. Hai spune-ne, ce e cel mai greu când ai un restaurant? Sunt mai multe lucruri grele. Cele mai grele? Dacă e să discutăm de business, cel mai greu este să construiești. Noi am adoptat, sau așa am crescut eu, angajează caracter, antrenează pricepere. Și avem, eu știu, cei mai de bază oameni, top management, 15 oameni, sunt cei cu care am pornit acum 15-20 de ani. Din alte zone. De când eram la tare. Adică vindea ziare. Atunci când vindeam ziare, eram chiar un antreprenor adevărat, pentru că eram și sigur la adevărat. Ca orice adevărat, da. Și în afară de echipă? În afară de echipă, dacă mă duc la cartea lui Malcolm Gladwell excepționalii, trebuie să se întâmple niște lucruri acolo. Trebuie să fii tu cu ideea bună atunci când piața are nevoie de tine. Asta e o treabă care e greu să se întâmple mereu și pentru orice. Și ce s-a întâmplat atunci când am deschis primul restaurant în 99 a fost un blue ocean. Adică piața era foarte concretă. Și hai să luăm niște carne de la metro și să o punem pe grătar să vedem dacă o vinde la un preț. Dar așa a fost atunci, în 99, 2005, n-am mai fost. Sau în 2003. Și cu siguranță nu în 2015. Acum, în 2015, trebuie să ne gândim la altceva, dacă trebuie să ne gândim la altceva. Pentru că astăzi deschid un restaurant, te costă între 200 și 500 de lei. Și nu. Ce vor românii la restaurant? În primul rând că românii și că le-a fost cel mai greu au vrut să iasă la restaurant. Și au vrut să se simtă bine. N-au renunțat la restaurant. E adevărat, s-au uitat foarte atent în buzunar, s-au uitat la comparat prețul între restaurantele de obișnuire să se ducă și a penalizat pe cei care nu au reacționat, dar el a ieșit. Și el vrea să fie tratat bine, dar n-aș vrea să vorbesc așa. Cred că e foarte important ce am remarcat din tot ce am discutat eu cu clienții mei, este că el vrea să se simte în siguranță și nu fac acum, nu mă gândesc la siguranța de mai devreme, ci mă gândesc la siguranța produsului pe care e. Găsește pe un farfurie. Și surprinzător este foarte atent. Adică el vine la City Grill astăzi nu pentru că găsește un mic extraordinar urmă sau că are ciorba aia de portoieză de multă din Alaska. Nu. El vine că are garanția că se va simți bine pe barierul ăla de 79. Garanția și că nu-i va fi rău, că știe că tot
ăla și are face ce și că e safe. Eu, ăsta e principalul motiv pentru care după care din veri informații atmosfera, serviciu, dar ăsta e primul. Foarte sensibil. Deci am... când a fost povestea asta cu TVA-ul de 9%, primul lucru care l-am făcut, am modificat prețul la meniu și apă. Și urmarea modificării prețului la meniu și apă, care s-a corespunzător, a fost că vânzările de meniuri au crescut de la 20% la 40%. Adică din totalul vânzării. Clar, încă 2015 este un an sensibil la preț. Și
și hai să facem ordine în țara asta. Da. Dă-le eroră bani, trebuie să le dai 1000 de euro, cam când vin și-și cer toție și ne întoarcem iar la șpagă și înainte. Ca înainte. Și trebuie să le dai niște bani, resurse, a trebuit să închide și ei jumătate din sedică, nici ei n-au avut și au fost peste din sedică, dar trebuie să nu mai se țină niciun concert în sala Palatului, că n-are aviz, nici, nici un meci pe Arena Națională. Și atunci hai să fim toți în regulă. Și gata. Tot în lumina tragediei de la colectiv, cum vezi datul de bacșiș în contextul actual? Ar trebui să facem ca nordici, de să nu mai dăm? Sau dând în continuare întreținem? În care bacșiș te referi? A bacșișul cum este, da? Din restaurant, nu. Dacă ți se pare că face parte din întregul... Da. Eu cred că bacșișul de colectat ospătarului n-are nicio legătură cu tragedia de la colectiv. Și cred că, cultural vorbind, noi facem parte din acel grup de popoare care va continua să dea bacșiș și să-l mulțumească pe cel care îl servește la masă. Așa cred. Deci, nu bacșișul cred că e o problemă. Îmi doresc ca chiar noi avem niște KPI în evaluarea angajatului, pentru că noi controlăm bacșișul, în sensul că se distribuie controlat de noi restaurant fiecare procentajul lui, în așa fel încât acolo unde procentajul de bacșiș e scăzut, performanța celor din vânzări, și nu numai, adică nu numai ospătarul, ci și a bucătăriei, pentru că nemulțumirea poate să vină nu numai de la serviciu, ci și de la, nu știu, carne nefăcută sau din alte motive, este afectat. De atunci, ăsta, procentajul din, de tips, de bacșiș, este un KPI pentru noi, în restaurant, prin care măsurăm nivelul performanței. Deci, credința mea este că bacșișul va exista și el va trebui să fie o dorință a clientului de a mulțumi dacă consideră că este bine servit celui care l-a servit. Bună ziua, Alexandra Prădescu, consultant de comunicare. Întrebarea mea este, presupun că există un fel de prească, s-a vorbit mult de prească zilele astea, și presupun că există, mă rog, nu sunt familiară cu industria asta a ospitalității, altfel decât că mă duc și profit că există. Aș vrea să mă întreb o idee în care există o prească sau niște organizații în care sunteți, care sunt principalele lucruri bune care s-au făcut și s-au făcut și există și sunt asumate de toți cei care sunt în respectivele organizații și care sunt cele mai importante pe care nu trebuie să se întâmple sau trebuie să se întâmple. Cu mare rugăminte să ne încălbim puțin ca de oșitiv. Întrebarea este legată de tragedie sau în general ce s-a făcut în acest an? În general, nu. În general, s-au făcut lucruri foarte bune. Vă rog, în general, s-au fiscalizat în casele. O măsură foarte bună. Nu toată lumea fiscalizează astăzi, dar va trebui să fiscalizeze. Dacă presiunea va continua. Ceea ce înseamnă foarte bine și pentru jucători, și pentru clienți, pentru toată lumea. Doi, s-au fiscalizat angajații. Că sunt foarte legate cu un subiect de ceva. Bun. Să știți că chiar dacă autoritățile stabilesc un lucru, vrea să are un punct de vedere și poate corecta, susține sau nu. Și eu v-am spus cele două subiecte unde noi am fost motori. Adică noi ne-am dus la ANAF și am spus, haideți să veniți să controlați. Da? E important. Deci nu am venit neapărat pentru că am credința că piața trebuie să fie corectă. Toată lumea trebuie să marce.
ITM-ul, toată lumea trebuie să fie angajată și veniturile, indiferent că sunt prime sau nu, trebuie să fie fiscalizate. Iar un pas important. Ceea ce susținem noi și promovăm independent de asta este obținerea licențierii. Și ne dorim ca licența de funcționare pentru restaurant să fie originată de, să fie noi să fim la origine. Astfel încât să ne asigurăm că cel care se apucă să deschidă un restaurant sau un club va respecta și are capacitatea și posibilitatea să respecte regulile de siguranță alimentare, ne-am gândit noi atunci când am pornit acest mers. Acum ne gândim la un pachet de costuri mai largi pe care trebuie să le ia cineva care dorește să intre în această presă. Pentru, din punctul meu de vedere, primul an este întotdeauna un an de pierdere. Așadar, în primul an te aștepți să pierzi, nu numai ce ai investit, să zicem, 200.000 de euro într-un restaurant. Mai trebuie să te gândești că vei pierde încă 100.000 de euro din operarea timpului. Deci trebuie să îi pui și pe ăștia la investiție inițială. După care, începi să câștigi. Dacă ai un concept corect, dacă este așezat așa cum trebuie, trebuie să începi să generezi, să zicem, între 50 și 70 de mii de euro. Și în acest fel, în, să zicem, 5 ani, îți poți recupera investiția, iar în următorii 5 ani, ce să faci profit. Absolut. Deci astăzi este un moment de zero în care cine vrea să intre, are o oportunitate rar întâlnită. Se vor închide pe capetele sau și azi se vor, s-au închis deja sau sunt pe care de închidere cei care nu rezistă fiscalizării și care trăiau din aia 24% total chimii, total angajare, total furnizori, ei trăiau din aia 24% și atunci nu mai ce să trești. Că numai de cum ora se trecea dacă nu fiscalizezi nimic și numai că să nu mai fiscalizezi nimic. Vin peste tine clienții primul care întreabă. Și bonul meu. Iar acum, în al doilea rând, cine ar vrea mare restaurant de succes, cine știe, centru vechi, rugi, ce mai... Hai să dăm piciul iar. Va trebui să închidă sau să mai investească încă jumătate de milion de euro ca să mai faci și trei puși, fac acces și să mai facă 2 ani să ia de la... Deci, astăzi, vor închide foarte mult. Și atunci, în momentul în care ai închis, tu poți să intri. Și cum? Să intri corect pe o legislație care ți este absolut favorabilă în comparație cu alte sectoare. Din... Să poți să plătești 9% de PA, este fenomenal. Să poți să scoți banii din dividende cu 5% și cu 5-6%. Este chiar extraordinar. Deci n-ai niciun mod. Adică ai un teren perfect virat de acțiune. Cum nu l-a avea. Mulțumim foarte mult, Dragoș, și felicitări pentru deschidere. În continuare, am invitat alături de noi, înainte să vină Nicolae și Radu, Anca Nuntă de la Unicredit. Anca este unul dintre directorii de marketing care s-a remarcat departe, în ultimii 2 ani de zile, prin proiecte creative și prin curaj. Sunt foarte puțini oameni, în special în bănci, care fac lucruri. Și care au curaj să vină să spună, eu n-am o problemă dacă vine și Raiffeisen, dacă vine și BCR, dacă vine și BRD. Ceea ce toată lumea știți cum e asta. Și care a susținut, în ultimii 2 ani, cel puțin public, proiecte creative, și în special proiecte antreprenoriale. Felicitări, Anca! Dragă ție! Este un branding personal senzațional. Este deschis? Da. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Păi, nu știu ce să zic, cred că ai dreptate. Când tot ce ai zis până acum.
Ce s-a discutat mai devreme și la cei care urmează, pe care îi respect foarte mult, de la un avocat la celălalt duc să mănâncă în seara asta, cred că despre sensul creativității în antreprenoriat ar trebui să se vorbească un pic mai mult. Cu atât mai mult cu cât în ultimii ani, mai ales în ultimii 2-3 ani, vedem destul de mult curaj în a inova și a schimba un pic status quo-ul diverselor industrie. Vedem că lucrurile se întâmplă și în industria de Horeca, au apărut în ultimii ani tot felul de business-uri care mai degrabă mai îndrăznețe, mai curajoase, în care antreprenori tineri au încercat să challenge-ască acest status quo. Și mă refer aici, chiar discutam mai devreme cu Radu la pauză, despre business-ul de cafenele și despre cafeaua gourmet și despre cum au avut curajul diversi antreprenori să intre pe această piață. Și cu atât mai mult mă bucur să aflu că e loc pentru și mai mulți în urma discursului lui Dragoș. Pentru a da un impuls acestor antreprenori sau viitori antreprenori, sunt convinsă că și aici în sală, deși poate o parte dintre voi sunteți angajați, vă gândiți cu ceva vreme sau cochetați cu diverse idei, lucruri pe care ați vrea să le faceți, lucruri la care vă pricepeți sau de care sunteți pasionați. Și pentru asta, noi, Unicredit, ne-am gândit să vă venim în ajutor. Încă de foarte multe ori, ca bancă, e destul de greu să vină ajutorul startup-urilor cu bani. Din perspectivă legislativă, din perspectivă de garanții, sunt tot felul de lucruri care câteodată ne opresc, pentru care suntem blamați. De asta am venit astăzi să vă povestim despre finanțări alternative, despre surse de finanțări alternative și Vali, colegul meu, va povesti în prima parte a zilei despre cum putem accesa fonduri. Atât timp cât avem idei bune care stau în picioare și în care credem cu tărie. Așa că la începutul acestui an avem o idee îndrăzneață. E adevărat, n-am inventat-o, m-am inspirat și ne-am pus amprenta personală, pentru că în antreprenatul creativ poți să te inspiri, dar nu să copiezi. E foarte important să fii autentic și să fii cu amprenta personală în ceea ce faci. Și am creat un ghid pentru antreprenori creativi. M-am inspirat de la Berlin. E un oraș în care mi-am petrecut 2 ani la școală și care în ultimii ani a beneficiat de foarte multe idei creative și de business-uri creative. Acolo am descoperit un Berlin Startup Guide care spunea povestea diversilor antreprenori care fac lucrurile altfel. Care n-au inventat nimic, dar care au avut curajul să inoveze diverse business-uri. De la galerii de artă, de la design, concept store-uri, cafenele, restaurante și multe, multe alte lucruri interesante. Și m-am întors în țară și m-am gândit că și noi avem foarte multe astfel de idei și de business-uri care s-au dezvoltat în ultimii ani și despre care mulți dintre noi știu, mai puțin nu știu, despre care s-a vorbit, mai mult sau mai puțin, și despre care am putea să povestim. Din perspectiva ideilor, din perspectiva tips and tricks-urilor, din perspectiva curajului de a face lucrurile altfel. Așa s-a născut ghidul 24/7, pe care l-am șeruit astăzi în premieră cu voi. El nu s-a lansat încă oficial, dar pe care îl găsiți cu toți în punguțele pe care le-ați primit la registrare. E un ghid în care am spus povestea a 30 de antreprenori din București și din Cluj, care au avut curajul să challenge-uiască, să schimbe cumva paradigma business-urilor în care activează. De la design, galerii de artă, cafenele, restaurante, firme de catering, librării. Aș vrea să vă citesc o frază, o declarație a unuia dintre antreprenori, care cred că ar trebui să devină mantra tuturor antreprenorilor sau viitorilor antreprenori care au idei, dar care n-au curajul să le înceapă. Nu m-am gândit niciodată serios să renunț. Mă trezesc și vin în fiecare dimineață aici. Nu din rutină sau dintr-un simț al datoriei. O fac pentru că îmi place în continuare și încerc să-mi păstrez optimism. Pentru că entuziasmul nu mi-a dispărut. Atunci când comand cărți sau când le primim, sunt ca un copil. La fel când vorbesc cu oamenilor despre ele. Totul e să am prilejul să fac asta în continuare. Aș vrea să văd mult mai mulți oameni, mult mai multe proiecte. Nu pot să dau sfaturi nimănui, pentru că știu cât e de greu să fii
o ființă umană, cum zice Patti Smith. Este vorba de Vlad, cel care e unul dintre fondatorii librăriei Anton Frost, care probabil mulți dintre voi îl știu. Ghidul acesta e presărat de povești cu plusuri și cu minusuri. Câteodată de frustrări, dar în același timp de mult curaj, multă ambiție și de acea mantra tuturor care zice never give up. Indiferent de greutățile care sunt în jurul nostru și pe care le-am auzit și mai devreme de la Dragoș. Despre asta ar trebui să fie antreprenoriatul creativ. Mai mult o să vă las să citiți în ghid. Noi, Unicredit, credem că putem să facem mai mult decât a da bani și a da finanțare. Cred că putem să spunem povești, cred că putem să vinem cu suport, să venim cu suport, cu susținere și cu foarte multe vorbe bune și de încurajare. Pentru că de multe ori e nevoie de mai mult decât finanțare sau bani. De finanțare și de lipsă de bani se plâng toți antreprenori. Însă foarte mulți nu pornesc cu idei construite corect. Foarte mulți dintre ei au o idee, dar nu o pun pe hârtie din toate punctele de vedere. Foarte mulți dintre ei se gândesc cum să-și protejeze premiul, să-și ia un contabil, să-și ia un avocat. Se interesează foarte puțin de toate actele necesare care le trebuie. Pornesc business-ul și mai apoi își dau seama că au foarte multe lipsuri. La finalul acestui ghid am venit cu câteva idei despre cum să-ți pornești o afacere și care sunt lucrurile de bază pe care trebuie să le știi. Ce acte ai nevoie, unde trebuie să te duci, ce platforme să accesezi și mai ales cum să faci lucrurile corect și să activezi corect și responsabil. Într-o piață în care vedem cu toții, fără corectitudine și responsabilitate, nu ai cum să supraviețuiești pe termen lung. Mulțumesc! Fiind în contact permanent cu noi antreprenori, care crezi că e domeniul care lipsește antreprenoriatul? Sau unde mai e loc să se mai creeze proiecte noi? O să-ți răspund dintr-o perspectivă subiectivă, pentru că ține de o zonă de care sunt pasionată, respectiv arta contemporană și despre care am și povestit la un moment dat în acest ghid, din păcate avem puține exemple în zona asta, a galeriilor de artă contemporană concepute corect din perspectivă de business și care să promoveze tinerii artiști, care să scoată din anonimat și care să investească în tineri artiști și asta chiar discutam cu colegul meu Bari mai devreme, pentru că există fonduri și există opțiunea de a accesa fonduri la nivel internațional pentru astfel de business-uri în zona cultural. Există foarte puține business-uri în zona asta. Cred că sunt una, două galerii care chiar supraviețuiesc și nu sunt făcute de dragul de a fi făcute, doar așa, ca să avem unde să mergem în fiecare dimineață. Sunt foarte puține galerii de artă. În ghid am dat exemplu Plan B din Cluj și a fabricii de pensule din Cluj. Și unde există foarte mult potențial. Pentru că arta românească, vedeți simplul exemplu al lui Adrian Ghenie, a beneficiat de foarte multe expuneri, la fel ca cinematografia românească, unde iarăși e un domeniu unde există puțin bani și finanțare. Și cred că zona asta de artă și cultură are foarte mult potențial și e mult loc aici de investit. Din păcate, investiția este foarte puțin palpabilă pe termen mediu și scurt și cum antreprenorii întotdeauna se gândesc normal la sfârșitul zilei la profitabilitate, pentru că cu toții trebuie să trăim și să mâncăm o pâine, nu au curajul să se ducă în zona asta foarte mult. Apoi, cred că sunt puține, e greu să vorbim de o zonă neexploatată. Cred că mai degrabă sunt foarte multe zone unde poți să inovezi foarte mult. Poți să vii cu o altă perspectivă de abordare a ideii, a business-ului respectiv. Creativitatea antreprenorială nu înseamnă să inventezi apăcate. Înseamnă să ai curajul să iei ceva ce există, să vii cu lucruri care să facă lucrul respectiv altfel. Și aici sunt o grămadă de exemple pe care putem să vorbim. Și avem și aici.
față, câteva. De altfel, prezența mea în acest panel nu este întâmplătoare. Marta știa că vreau să-mi fac o cafenea la un moment, dar și cred că de asta m-a invitat să învăț de la oameni niște lucruri. Abia aștept să veni la cafenea. Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim. Și am să vă rog, în continuare, tot în aplauze, să-l invităm pe cine pe Nicolae Pan, de la cantina Nicolae. Bine ai venit. Și spune-mi, te rog. Acolo? Ești mic de da. Cum să-ți faci în România un restaurant care se cheme cantina? Adică totuși. E bun cantina. Să vine bun, da. E bun de pasionat. Un succes. Nu e bun în orice sens al cuvântului. Să vă zic așa o mică poveste. Am ajuns eu să lucrez într-un restaurant. Am plecat la 20 de ani în Franța, eu crescând la Maramureș, tata Tuvlar, mama casnică. Am plecat la 20 de ani, am făcut tatăl cu armat, am plecat în Franța. N-am plecat ca și unii probleme în ziua de astăzi, bani de buzunare. Mai mult să zic să fac studii, am plecat să stau în case părăsite, să vând ziare. Și dacă știu, că noi aici, și din intersecții, prin Franța, prin Ploaie, prin Omăr, am avut o altă viață, cred. Pur și simplu. Am vrut să fac altceva. Pentru că am văzut de la tata, de la mama, că trebuie să muncești mult în viață. Și credeam că acasă nu mai aveam ce să fac. Pentru că am supătat, așa n-am cum să avansez și am zis, ok, hai să mă duc în altă parte. Și am plecat. Cum am făcut? Eu, fără viză, fără trenuri, fără trenuri, prin apă, prin omete, nu contează. Acolo, ne-am dat seama că meseria de cârciumar, așa zic și acum cam cârciumar, e o adevărată meserie. Mie mi se părea că vin de la țară, că meseria de ospătar, de bucătar, nu e meserie. La mine bucătar era bucătarul ăla care făcea bucătare la școală, care făcea la cantină. Dumnezeu să le-a trebuit. Ospătar era un om care de obicei nu reușea în viață. Deci asta era concepția mea pentru că vine de la țară, e o rușine. Deci asta e adevărul pe care îl zic eu. Și tot timpul am evitat să lucrez în domeniul asta când am fost în sănătate, pentru că nici nu vorbeam. Automat că am făcut lucrurile astea de jos. Adică lopată, mistrie, căratul, hârca, astea erau joburile în sănătate pentru românii care nu vorbeau limba în țara care mergeau. Încetul cu încetul, după ani de zile am început să învăț limba franceză, că am plecat în Franța. Am ajuns prin niște, o conjunctură, zic așa, să îmi las meseria mea de pe ambulanță, de-am 5 ani de zile, să lucrez în... să vreau să lucrez în restaurant. Deci așa am ajuns la Cantin du Faubourg. Cantin du Faubourg, eu cred, și mă cam 6 ani jumate, care era pe strada Faubourg Saint-Honoré și atunci mi se părea fain că m-am putut să-mi trasă la cantin de Nicolae. Cantina mea. În care lumea să vină, să mănânce, să simtă bine, să simtă ca acasă. Și cred că oarecum am transmis treaba asta. Că am avut o cârciumă în care fără să vreau un băleg de discursul Anca, pentru că am în același timp și o galerie de artă în care valoarea business-ului e aproape jumătate în ea sau aceeași mai investiție în opere de artă care sunt la mine restaurant. Adică am opere de artă de artiști foarte celebri și care sunt originale. Adică am vrut să fac tot timpul ceva atipic. Deci de aici vine să zic la cantine, Nicolae. Și să zică meseria asta. Acolo ne-am dat seama că ospătar și bucătar e o meserie. Încă o meserie, o meserie foarte respectată. Acolo ne-am dat seama că ce mândră a bucătarul, șeful bucătar. Și acum, dacă mergi la cinema, în care vedeți cu adevărat ceea ce se întâmplă în bucătărie. Câtă pasiune! Cât timp, fapt, timp, nu e vorba de timp. Nu trebuie să bucătărie în spate, nu există ore. Dar bucătărie e dimineața și pleci noaptea. O spătărie e la fel. Adică trebuie să faci munca asta cu drag. Deci acum mi-am dat seama că efectiv e o meserie adevărată să fii bucătar și asta. Adică nu așa de... Și am început să fac. Am muncit tot timpul, am muncit de la spălă de masă, pentru că m-am dus să mă angajez ca și ospătar. Bineînțeles că n-am, pentru că n-am nicio legătură.
Și ca să merg pe serietă, să încep de jos. Și am început la spate de vase, la de vase, la cafea, la legat asta, licore, nu știu, trecote, la spălătorie. Adică tot timp mesele de jos. Munceam, am oarecum românul de serviciu, care niciodată n-am muncit pe ore, adică m-am dus cu un scop să învăț o meserie și am făcut tot posibilul ca să o învăț. Ca să vezi meseria, nu trebuie să spui niște targeturi sau timp. Adică era muncă, muncă și iar muncă. E o meserie pe care acum cred că aș putea să trăiesc pe ea, cred că face parte din mine. Îmi place să dăruiesc, îmi place să muncesc cu drag. Dacă am ajuns, că fi ceea ce sunt alea astea, să lucrez în televiziune, să am restaurant, să am alte business pe lângă, doar că am fost foarte mult suflet. Niciodată nu-mi place să lucrez fără a crede, fără a pune, nu știu, niciodată ne-am pus, niciodată nu știu să zic nu. Deci tot timpul sunt un tip care sunt foarte pozitiv și cred foarte mult. Într-un restaurant, tot din partea. Într-un restaurant, importantă mâncare, importantă ambianța, important serviciu, important decor, important muzica care trebuie să o pui, tot din partea. Deci acum, dacă vrea să, dacă și o să trece, dacă vrea să facă o mesaj, dacă e moment bun. Da, e momentul acum, foarte bun, pentru că, din păcate, se închide multe pe care l-am numit. Da? Eu zic că dacă faci o cârciumă, cum trebuie, cine, nu te gândești numai la bani, pentru că toți muncim pentru bani. Nimeni nu ce-și gând. Dacă faci lucrurile cum trebuie, dacă spui pasiune, trebuie doar să fii răbdător, pentru că un business se creează în timp, e foarte multă muncă să ajungi până sus. Și după aceea încă mai multă muncă să rămâi acolo sus. Pentru că apar unii care se împăcează, care pot să fie competitor, sau apar alții care pot să facă un business ca din povești. Pentru că e un stomatolog sau e un tip care lucrează în construcții și pentru că a mers la cară cu bere, sau a mers la cantin, sau la alte cârciu, și vede că e lume și că vede că patronul către lumea se folosește și că de wow, ce tare, mă face patron să mă mască lumea. E nu chiar așa, pentru că, încă o dată, dacă întrebați pe nevastă mea, o să zic că e încerc o să acasă. Copiii când plec sala de la acasă, că la copii la grădiniță și între servicii, la bucătărie, știți că e de la 11 până la 2-3 de grosul, să zic serviciului, mai am de pauză și începem la 7. În momentele alea libere 2-3 ori, mă duc și eu acasă, stau cu duce. Eu plec la dimineața de la 8 plec de acasă, duc copil la grădiniță, mă duc la muncă până la 3. De la 3 mă duc meu copilul, încerc să stau un pic cu ei acasă și la 7 iar mă zice, are încă n-are timp. Tata, iar mergi la muncă? Deci nu e o meserie ușoară. Trebuie doar să-ți placă. Nu e o meserie care te bugățești. Trebuie doar să-ți placă. Îți trebuie foarte multă pasiune. De o meserie faină. Ce mai mare satisfacție pe lângă banii care face că nu se bucătași, în speriță. Eu nu sunt bucătași. Cred că nimeni nu bucătași. Zic că e o meserie care deci nu vă dați că am un bolest de bucătași. E o meserie doar faină. Și ce mai mare satisfacție e când vezi că clientul pleacă mulțumit. La început, să știți că eram foarte supărat că nu puteam să mulțumesc pe toată lumea. Pentru că când vezi că un client să te bucuri și când vezi că ești un pic așa, nu ești prost. La aceeași mi-am zis, ok, am făcut un restaurant de nișă. Nu toată lumea e obișnuită să mănânce ce fac eu. Nu că ar fi mâncarea mea fițoasă. Doar pentru că nu am fost obișnuit să mâncăm așa ceva. Pentru că noi, în bucătăria noastră, n-am mâncat înainte mergi, n-am mâncat creveți înainte, adică n-am mâncat strigii. Când am mers în Franța ca să învăț să mânc o strigie, am fost prima dată în 2002 sau 2003 și am mâncat prima strigie. Vă dați seama, mi-a plăcut. Am scuipat în cele astea. Și de obicei la evenimente mari, la al doilea an iară, sau mergeam la evenimente mari, se mânca foarte rar. Nu-mi plăcea. Toate astea s-au nu că se educă. Vrem.
vrem mai mult, vrem să degustăm, vrem să evoluăm. Mâncarea, zic tot timpul, e, sau restaurant, nu merg la restaurant doar ca să mănânc foarte bine. Să mai întâmplă, sunt de ori, pentru că cel care face mâncarea, e un om. Și el, la rândul lui, poate să aibă probleme acasă. Să acceptăm de bază. Nu mai face mâncarea la fel de bună. Facea și nenele, peste cap în altă parte. La noi, mâncarea când merg la restaurant e în total. În restaurant se simți bine, să fii servit, să fim servit bine. Adică ospătarul să ne respecte, nu numai să gândească la bani. Adică mergem la restaurant pentru a socializa, pentru a vedea lumea. Nu mai trebuie neapărat la restaurant numai când e zorul. Asta mea sau ziua mea sau a copilului. La restaurant e un mod de a trăi. La restaurant să mergem să ne simțim bine. Un exemplu, așa să zic, acum vă o toate zile găteam în Franța și vedeam destul de des în România și sora mea, era doar o sora mea. Și deja începeam să mă schimb, să mă am de mentalitate, un om care trece la Paris. Și zic, de ziua ta, ok, zic, de ziua ta mergem la Sigrid Malmației și mâncăm împreună. Și i-am zis, banii care dai restaurant, 200 de euro, ce erau, pe vremuri, zice, cumpăr mie mâncare și fac eu mâncare, am timp de luni, zice, mâncăm împreună. Și am zis, asta e șmecheria, cu șmecheria se simt bine. E ziua ta, nu? Adică tu în loc să profiți de ziua ta și eu te invit la masă să te simțim bine, tu încă vrei să faci mâncare pe timp de luni de zile. Adică noi trebuie să mergem pentru că restaurant și mâncarea e prima e un mod de a trăi, de a socializa, de a... Nu cum terminăm munca, mergem acasă, ne vindem în casă și doar televizor. Restaurantul deschide niște lucruri sau face și lucruri pe care câteodată în care ne dăm seama. Câte lucruri se întâmplă la restaurant, câte lucruri bune. Cunoști oameni faini, povești, fac business-uri, te simți bine. Eu acum am vrea să-ți n-aș putea trăi fără restaurant. Nu că am restaurant. Pentru că face parte din viața mea. Și mă face să fiu un pic mai... să gândesc mai bine. Când la restaurant, văd lucruri pozitive. Adică restaurantul în general trebuie să se facă, să se simt bine. Ceea ce eu încerc să fac în restaurant și Dragoș, multe ori, adică căciumare adevărat. Pentru că sunt și căciumare care ziceam mai în categoria care au lucrat în construcții și au făcut bani fain și ne văd cu noi că uite ce fain e Nicolae, e ăla cum să... Nu e așa că e foarte mult. Deci un business adevărat trebuie să... Eu îl compar oarecum vin de la țară, antreprenoriatul ăsta, cu un om gospodar. Un om gospodar și la țară. Sunt oameni gospodari și mai puțin gospodari. Așa sunt și noi cărciumari. Mai bun și mai puțin. Adică cărciumari care au grijă de clienți, care fac totul pentru client și după aceea vin bani. Ei sunt alții care fac doar business-uri, să facă bani și doar în cont de clienți și doar în cont de materia primă, fac orice, numai să facă bani. Oricum pe piață, cei care rezistă pe piața în loge asta sunt doar căciumarii care au grijă de client, care nu-și face cu el și care, mai ales că în România, nu se comparează. Nu se la Roma, nu se la New York, în care se face joc. În ziua de asta, dacă mergi la o crâciumă și n-ai mâncat bine, nu te mai întorci. În România suntem obligați să facem mâncare bună și servicii bune, pentru că nu avem străini care să mergem într-o zi un englez, într-o zi un american, într-o zi un indian, într-o zi un chinez, așa. Pe că aici trebuie să avem neapărat grijă de client și de rând. Și eu zic că, ca și crâciumar, trebuie să te respecti puc pe tine, să-ți respecti angajați, pentru că fără angajați. Nu faci nevoia și indică, pentru că nu poți să fii cu unitate. Așa că, dacă vreți să investiți în cărciumarea, mare dacă e loc, pe că rog, până la sper că... Sper că am oportunitățile, dar eu sunt om care știu să povestesc foarte bine, povestesc foarte mult din viața mea, din trecutul meu, pentru că am trecut până ea și pot să le povestesc foarte fain. Dar cum ar, când fac un business niciodată, nu m-am gândit cum fac. Vorbim de cantina. Când am făcut cantina, eu am făcut-o din necesitate. Am stat 13 ani în Franța, nu că m-am apucat pe vreo mâncă care a plecat în Franța și am vorbit franceză și m-am dat în franceză. Ce cred că datorez mult Franței sau oameni care am plecat în Franța, pentru că m-au învățat niște valori între a vinde, a cumpăra, a bucătărie,
sunt bucuros. Nu, deci, aia acum e și datoria mea să zic, pentru că am vrut. M-am întors în țară să fac o cucină faină de suflet, pentru că mie îmi înseamnă care a franțuzească, pentru că sunt creștinani. Automat, am învățat să mănânc mai mult franțuzic și carbonește, că vreau în Franța. Și am făcut cucină din toată necesitatea, că vreau în lipsa și și am zis, dacă mi-am găsit, sunt mulți străini sau oameni care pot să mânce. Și așa am făcut cucină. Am făcut-o doar din drag. De a face ceva, ceea ce credeam eu, că pe momentul ăla lipsește. Și dacă mă întreb și acum, că Cârciul cu specific străini sunt foarte multe, sau care să respecte exact alalele, să fie rețetele, adică să facem, să nu mai trebuie, cum ați mai facem franțuzești și facem fărău cu jumătate, sau mergi altfel, sau așa, că încercăm să ducem cu restaurant, dacă mergi deci vreau carne în sânge, negru sau nu e făcută, așa trebuie să fie. Pentru că noi educăm. Și dacă se fie toate profesioniști, am probleme cu învătare sau cu ospătare, că clientul e mai pretențios. Păi da, pentru că noi le-am obișnuit să fie pretențios. Pentru că de câte ori vin la tine și e la mâncare bună, în ziua în care tu n-ai făcut-o bună, și cum te taxează. Deci noi nu avem voie să credem. Noi trebuie să fim cea mai devreme. Trebuie să fim tot timpul. Chiar dacă am urcat la sus, e acolo mai mult. Mai mare competiție. Trebuie să rămâi sus, pentru că ți-ai făcut un nume. S-a făcut la Nicolae și cum ai un client și tine și mănâncă, nu-i ce am crezut. Dacă trebuie să mânci o bani, ai să mănânci scoici, ea sau scoica? Adică oamenii se dau niște așteptări, pentru că se vorbește că, mamă, ce restaurant e, ăla e așa, ăla e așa. Cred că avem așteptările mult prea mari. Mi-e tare bine sănătoasă. Adică să nu se bată mai pierd pe dată pentru nimic. O patroa de băra sau crucinală de băra, nu sunt și ei care au făcut 5 de cruciuni, nu le faci pe minciună și pe corpul ăsta. Vă rog dacă aveți întrebări. Bună ziua! Patricia Cosca, am numit și sunt de la Călătoria Perfectă. Vreau să vă pun o întrebare legat de pasiunea asta de a găti. Dacă legat de filmul care a fost recent cu Bradley Cooper, este, să zicem așa, într-o variantă exagerată sau chiar atât de multă pasiune se pune și, într-adevăr, munca și trebuie să fii, să zicem, un geniu ca să poți să reușești să iei stelele Michelin. Nu exagerăm. Bucătărie să strigă, să sparge. Dacă răspunsul ăla în poveștile mele. Oarecum. Pentru că dacă tu ai obișnuit cu un client să-i dai mâncarea impecabilă, când te duci înapoi la restaurant, la ce te gândești? Să mănânc? Eu personal mă duc în Cârciun, pentru că am mâncat un fel de mâncare și mă întorc peste o săptămână, două, vreau să fie la fel. Deci mâncarea nu poate să fie la fel numai dacă ai făcut-o de un om pasionat. Și nu m-am bucătărit, dar ce să fii pasionat? Pasiunea face diferența între oameni. Cât ești mai pasionat, cu atât ești mai bun, pentru că vrei să faci mai multe. Cu cât te doare în cot, ești unul dintre amidot, să zic așa. Tot timpul oamenii care sunt pasionați, sunt oameni care își asumă, oameni colegi, oameni care încă au viziune, oameni care vor mai mult, o să facă diferența. Înseamnă, nu că au inventat roata. Că până la urmă, ingredientele sunt aceleași. Dacă merg la un magazin, am venit, o spune mereu, o să găsești tot timpul. Aceeași ghiban, aceeași dorată, aceeași copii de mare, aceeași creveți. Tu, ca bucătar, ești obligat să creezi, să inventezi, să faci mai bune și mai bune, să facă diferența între unul și altul. Dar cel mai important e gustul. La mâncare, cel mai important e gustul. Merg la restaurant să ai mâncare bună, să ai un serviciu bun, să ai viață bună. E că lucrurile importante de tot. În bife sau, acum vorbim cu Cârciun, puține, dar foarte importante. Că dacă ar fi să dau tot timpul când fac beefing-uri cu echipa mea, când fac cu sala sau cu bucătarii, e simplu la tine. Zic la ospătar, gândete întotdeauna că poate să fie în față, clientul poate să fie pe mamă ta, soră ta, viitoarea iubită, cam așa e. Dacă ai văzut filmul? Și ce îmi zice cel mai important, de lucru care ne-a plăcut cel mai mult, e când vin ăia la capăt, la Mișna, și când e
patronul și dreptul de sală și vezi că au din masa aia, aia ca... Și ce mă obișnuiți? Să fie obișnuiți. Deci, până la urmă, că e ăla. Deci, într-un restaurant, toți clienții sunt la fel. În general, n-ai cum să faci mâncarea mai bună pentru unul sau pentru altul. Care? Cum adică? Cum o să... Eu nu știu să fac așa. Adică dacă domnul are, nu știu câți bani are sau domnul sau nu interesează. La mine mâncarea, gramajul e același, calitatea aceeași, pentru că nu am mâncare proastă și mai bună și pe aia care vin pentru oameni lor pute la Sele Mișnan, o să le fac altă mâncare. Păi nu, că nu am mâncare aceeași calitate pe sără. Ții minte la capăt, cum zice, când au venit prima dată, era o armă falsă, mamă, vine aia, hai să facem la aia, lăsăm-mă toată lumea deoparte. Nu, nu există așa. Nu. Eu am dat un client, am dat un ospătar afară. Și zic, scurt. Pentru că aveam un client care vine, la început mai ales, ai nevoie de bani, venea, totul al lui venea, de trei ori pe săptămână să mănânce singur. Era, câțiva lei, nu contează, câți bani. Dar venea în fiecare zi. E, întostat la aceeași persoană, a venit cu nevastă, două persoane, care de obicei nu vine niciodată seara, numai amiază. Și în aceea seară, vine pe nevastă acolo la masă și lângă o masă vine un domn. 60 ani. Cu 3, 4, cu bani. Mai tine. Dar domnul, acum a dat domnul prin el. Scump. Tomat, pe spunotă. Și o spătala lui, când am văzut pe domnul cu domnul Rignon, a tremurat cu bine prima dolar, ca desene mari. Adică mă refer cu bacșișul. Când e mai mare nota, poate e 10%. Și pe omul cel mai mare cu nevasta, nu l-a demorat ăsta. Care de obicei, omul ăla, îl saluta tot timpul, vinea ce face, bună ziua, povestea că, e, dar seara aia, banii l-au orbit o scot, așa, doamnă, trebuie să face și zic, mă, doar la care mi-e tot ziua. Ce mai de jeu? Dar e nota mare, dar nu ne trebuie să facă mare. Omul ăla s-a venit, dacă trag linii cât ăla a venit, a făcut mai mult bani cât. Omul ăla s-a venit în fiecare zi în restaurant, nu contează banii care au lăsat, doar că la început e important să ai numele salariului. Adică ei, câteodată, ospătarii sau angajații, vă lucrurează. Nu ca patroni și obligați să vezi pe la ansamblu. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Am fost... Și mai avem o întrebare ultima, când trebuie și timpul. Dar să nu pleci, că ce la pauză aici. Rămâi la pauză aici, suntem mai întrebăm și la pauză. Bună, mă bucur să te vedem aici. Ești... o încântare. Eu te-am cunoscut, sincer, exemplu, pe Facebook și vreau să te întreb cât de importantă e social media pentru tine și pentru business-ul tău. E foarte important. Importantă pentru că trăim în 2015 și dacă mă întrebați, vorbim iară de acea sora mea care are 50 ani, care știe să nu uită internet și să uită de ziua pe Facebook, de like, citește. Adică în ziua de astăzi e foarte important social media. Pentru că nu le putem minți. Suntem obligați. Pentru că informația, că eu fac un meniu nou, schimb meniu, o anunț eu, cum anunț? Cum fac schimbarea asta? Ușa orei? Merge. Și e cea mai bună. Dar e foarte înceapă. În schimb, tot ce e Instagram, Facebook, faptul de asociată, mă mult mai repede și te vede mult mai multă lume. Eu am clienți, exact. Acum a fost cum a fost tata, a zis, e sala mea, mea restaurant. Sper că nu mă înțeleg. Sunt oameni care m-au văzut acum două săptămâni, dar de sine ca filme. Sunt oameni care m-au văzut, mă văd în fiecare sâmbătă, duminică, pe antena asta, cum le gătesc, oameni care sunt de altă meserie și gătesc cu mine. Adică, da, e foarte important social media, televizorul, adică tot ce asta e foarte important. Cred foarte tare și pentru că așa e lumea. Degeaba, în viață și în bucătărie trebuie să evoluezi. Tot timpul trebuie să cauți, să-ți vină idei. Eu niciodată n-am fost un tip care mă interesează ce fac alții. În schimb, mă uit în sol. E important. Nu vreau niciodată să-mi pierd energia cu ce fac și concurența. Pentru că nu e treaba mea. Pentru că decât să-mi pierd energia cu ce fac alții, mai pierd de ce fac eu. Dar în schimb pot să mă uit să văd cam ce fac și ce ar trebui să fac și eu. Să mă duc mai bine, pentru că omul vrea tot timpul schimbare, oamenii vor, vin la restaurant și vor veni un om, ce-mi dai? Nu! Este, dar nu pot, pentru că e sezon, îți dau așa, nu se face meniu cum vrei tu, pentru că costă bani, că toată lumea. Ăla care vine mai rar, vrea aceeași mâncare, care vine rar și o mănâncă,
la care Lidia s-a săturat, vrea altceva. Atunci cum fac eu? Cum fac? Măcar la scurt. Ala care din era și vrea să duce aceeași o socucă sau aceea viață, sau la care de idee și ce m-am săturat de tete, pentru că le-am mâncat, e ok. Și eu le zic, iară, dar de asta, hai mai de asta mie, nu vine fiecare zi. Nu, iată, cel mai bun client ăla care mi-a dat la Cris, 2-3 săptămâni. Pentru că după 2-3 săptămâni mi-a făcut la italiană, la grec, la spaniol, la românesc, la nu știu ce, și ce întors și atunci, când Edith a făcut o show, un tur și a văzut cum e mâncarea de sătos și atunci a venit la coi și zic, wow, mamă ce bine, bine sau. Îmi place, mi-a fost dor de mâncarea. Deci social media, ca să nu zic așa, închid, da, sunt prost, pentru că cine ar fi crezut că eu, în timp din Maracuda și cu 10 clase, o să ajungă să lucreze în televiziune? Sincer. Cine aici ar fi crezut? Numai că nimeni ar fi pare, nimeni ar fi pare cu mine. Deci s-a întâmplat asta, norocul să ajung la Eufraie Cuisine, un proiect fain, din întâmplare, mi-a plăcut pentru că el a legat de mâncare, sănătate și a rămas la intact, la media grup, a rămas cu mă simt foarte bine, e important să lumea să mă vadă, pentru că îmi place ceea ce fac, sincer. Și fac cu drag. Te ajută și carisma. Da, dar tare carisma? O, scuză-mă. Ce mă ajută carisma? Scuză-mă că zic și de ce. Pentru că sunt eu. Nu sunt nimeni altceva. Nu e nimic pe nimeni. Sunt eu. Și nu mi-e rușine. Așa cum sunt. În țara asta sunt mulți care poate mă plac și alții nu. Și ce pot să fac eu? Să mă schimb, să fiu de toată dragoste sau altul? Ce m-ar ajuta? Asta sunt eu. Mă vreți să mă vreți sau care mă plac, mă plac. Oricum nu să schimb niciodată, nu să pot să mă mulțumesc pe toată lumea. Uite, s-au găsit și mâna să mă învețe meserea de un orașan care a făcut niciodată. Nu mă interesează. Eu nu o să pot să fac asta. Doar tot ce pot să zică, tot ce fac, încerc să fiu la maxim. Să fac un mulțumim! Mulțumim! Și cu ceva mâncare la Pavita. Ca să vedem ce știi să faci. Că noi trebuie să probăm. Îmi pare rău, dar până nu probăm, nu vrem să te credem pe cuvânt. Mulțumim foarte mult! Sunt niște oameni minunați pe care știu și i-am ales cu drag și i-am pus în program. Și urmează un alt om senzațional pe care de câte ori îl invit, știi, mă gândesc cum să-l prezint. Toată lumea știe de Calif, nu? Nu. Nu. Cine n-a mâncat la Calif? Cine n-a mâncat la Calif? Hai, drăzniți, că nu plecați să mâncați toți la Calif. Ok, ne vedem după pauză și... Haideți să-l dăm un aplauz, Radu Tănaștere. De misiunea ta, ești Florin Piersic al industriei noastre. Senzațional. Așa, okay, asta. Ok, Florin Chersi. Nu știu, pare corect. Senza, trebuie. Și ce faci? Hai, arată, dă-te-mi la tare. Da, da, da. E rândul meu. Anca, pentru că erai singura de aici care e așa, bă, ce caut eu cu banca între toți ăștia cu Căciun. Nu vreau niciun ban. M-am gândit la un business. UniCredit Engrim. O nouă modalitate de a face de a acorda credite oamenilor la masă direct. Faceți frumos restaurant, le luați și banii pe ce consumă acolo și faceți și business. E de ținut minte. Nu știu. Eu am zis, o faceți voi. Da, o facem acolo. Bună ziua, în primul rând. Sus. Și mi-a zis Marta să nu te frății pe scenă. Ok, trebuie să stau așa. E bine? Da, ce ne-am propus noi astăzi să aducem, hai să vorbim și de business puțin, ce a inovat Calif și ce a adus el nou în această zonă. Dragoș, bine spunea mai devreme, în 99 i-au dat drumul tuturor restaurantelor sau ce au început în momentul acela într-un clear ocean. În 2010, când am apucat noi, am intrat direct într-un bazin plin de rechini și pirane. Rechinii te sprijineau, pirania te mânca ușurel, așa. Adică cum nu se putea mai nasol? Într-o piață destul de bine dixită de tot ceea ce înseamnă fast food, șaormerii peste șaormerii, ce facem? Bun, bineînțeles, am stat bine și ne-am documentat și
am început să aducem lucruri noi. Cum să ne deosebim? Cum să ne diferențiem de concurență și de toți ceilalți? Și am zis un prim pas. Hai să ne facem un centru de producție. Centru de producție care, la început, a evoluat și el odată cu noi. De la o bucătărie banală, într-o cameră, la o casă și acum la o hală de 600 de metri pătrați. Bun, ce facem cu acest centru de producție? La ce ne va ajuta? Bineînțeles, vom păstra cu el calitatea produselor. Constanța este un lucru esențial în așa ceva. Ok, folosim produse naturale, folosim un proces tehnologic destul de avansat, dar totodată mergem și pe stilul ăla homemade. Nu prea îmi place mie cum sună homemade, dar ar fi bine să-i zice pe românește un stil de gătit cu suflet. Am reușit să le îmbinăm de toate cele trei și să obținem un rezultat. Pentru că ori aveai totul super tehnologizat și asta însemna adaos de afânători, de fel și fel de potențiatori, aveai calitate, dar erai într-o extremă, sau erai super natural, dar de fiecare dată constanța, de fapt constanța nici măcar nu mai exista. E, am reușit prin acest centru de producție să punem la punct toate chestiunile astea. De ce? Am angajat forță de muncă calificată și nu puțină. Am avut grijă ca fiecare proces să fie atent, supravegheat și supervizat până când iese spre a fi preparat ulterior. Bun, ce am făcut? Am zis, ok, nu-i de ajuns să producem o materie semifinită și să o transportăm o dată și atât. Ne-am făcut o regulă din a transporta la un interval de 4 sau 5 ore materie primă către locații, în așa fel încât se păstreze acea naturalețe, să știm clar că el abia ieșit din procesul de fabricație, produsul merge direct către unitate. Ok, am mers mai departe și am investit intern într-un soft creat, bine, pot să zic soft sau mai bine să-i spun un algoritm creat de oameni interni. De obicei, în zona asta de fast food, într-o locație, da? Într-un punct de lucru, managerii din unitățile respective își verifică stocul zilnic dimineața și trimit către depozit sau ce doriți dumneavoastră, un necesar. Și pe baza acelui necesar se trimite mare. Noi am zis, nu vrem să facem așa. Pentru că, de multe ori, putem fi foarte subiectivi. Și am zis, o facem invers. Ducem noi ceea ce trebuie. Bineînțeles, e o nebunie. Când am spus asta multor, am zis, cum naiba faceți așa ceva? Sunteți nebuni. E bine, am dezvoltat acest soft intern, care ne ajută, efectiv, să știm ce trebuie să ducem și când și cum. Nu mă întrebați că la început, când l-am pus la punct, știu că laptopul meu deschidea prima dată fișierul foarte ușor și acum trebuie să schimb laptopul, că nu mai deschide. E ajuns așa, o nebunie totală. Dar ne ajută foarte mult. Bun, am mers mai departe. Și am zis, ok, avem centru de producție. Știm ce trebuie să vindem, cum trebuie să vindem? Echipă. Trebuie să avem o echipă de oameni foarte, foarte, foarte bine pus la punct. Și Dragoș spune foarte bine. Primul lucru într-un astfel de domeniu pe care trebuie să-l ai bine pus la punct. Ok, toată lumea știe foarte bine că în zona asta fiind pleacă mulți. Fără experiență, cum ziceai și tu, unii care habar n-au pe ce planetă sunt, vin acolo, că trebuie să muncească, dar cum facem să-i fidelizăm? Cum facem să-i ținem efectiv aproape de noi? Și am început să ne gândim. Băi, ce soluții avem? Bineînțeles, salariile la timp. Era un lucru pe care, în momentul în care l-am descoperit, efectiv am fost profund impresionat. Prima ședință pe care am ținut-o, când am deschis primul califat, cu toată lumea, acolo erau 25, bineînțeles, eu venit dintr-o zonă care știam clar ziua de salariu, zi de salariu și așa mai departe, bonus și bonus, când am spus, ok, știu situația în zona Horeca și în zona noastră, cel puțin, eu vă voi pune pe voi pe primul loc în tot ceea ce înseamnă partea salarială. La sfârșitul ședinței am fost aplaudat. Eu am rămas
pâine și am zis, wow, de ce să mă aplaudați pentru un drept care oricum este al vostru și este normal? De aici au tot venit chestii pe care le-am adus noi. Un lucru care, să spun așa, ne-a diferențiat față de ceilalți, e că am inventat o bannotă, un ban intern care se numește calif, și bineînțeles, de la 1, 5, 10, 5, 20, cu care ne răsplătim angajații. Efectiv, ei sunt testați, notați, și la sfârșitul fiecarei luni, personal merg în fiecare unitate și țin o ședință, la sfârșitul căreia acord acești califii, sunt, bineînțeles, pe merite, pe anumite medii și așa mai departe. Acești califi, la ce îi ajută? Ei și strâng și există un catalog din care cu acești califi își cumpără efectiv produse. De la electronice, cosmetice, până la excursii. Partea cea mai interesantă este, și acum vă gândesc la ea, la un moment dat, unul din angajații mei a câștigat, nu mai știu, 2 califi sau 3 califi și se încadra la o ieșire la film. Știți ce a făcut? S-a dus cu banii aia, cu califii, cu bagnota la film direct. S-a dus și a zis să le vreau și un bilet și o porție de floricele. Ăla s-a uitat, zice, râzând, ce mamă dracu de asta, că nu am văzut în viața mea așa bani. Deci se întâmplă și astfel de lucruri care sunt funny și care arată clar că unii oameni chiar așteaptă, unii angajați, de fapt, așteaptă să fie într-un fel apreciați. E bine, noi cred că am prins chestiunea asta și de aici încolo chiar dorim să facem și mai mult pe această zonă. Bun. Un alt lucru inovator pe care l-am adus în zona asta de business a fost faptul că în meniu am luat hotărârea să punem produse create de bloguri. De 2 ori am făcut-o. O dată în 2013 și o dată la final de 2014. Am făcut-o chiar la un eveniment BIS, la tabăra de el. Cred că niciun nebun din... niciun proprietar de restaurant n-ar fi fost atât de nebun ca mine să zică, bă, te iau pe tine, Mariciule, că tot ești aici. Așa și te pun în meniu. Cum? Uite așa, pentru că mi-a plăcut ceea ce ai făcut tu. Și am încredere în treaba. Bineînțeles, toate lucrurile au fost și pe spate. Nu putea să pun orice chestiune. În schimb, am fost extrem, extrem, extrem de încântat să văd că unii oameni care poate că n-au de-a face cu zona asta, au reușit să-și creeze niște produse. Efectiv, am dat o șansă și am arătat că se poate face și altfel. Aici, cred că am mers în toate direcțiile, practic, și pot dezvolta până la faptul că am creat, poate chiar și credeți că sunt nebun, un departament special de monitorizare video. Ce înseamnă chestiunea asta? Am 3 oameni care îmi iau fiecare zi și o împart în fragmente. În aceste fragmente, îi analizează comportamentul personalului calif. Și personalul calif primește training-uri regulate de la un trainer specializat în așa ceva, ei trebuie să se supună acestor training-uri și să respecte. Ulterior verifică aceste lucruri prin aceste registrări video și pot observa în timp real, aproape real, ceea ce se întâmplă sau dacă sunt lucruri care nu sunt corecte din punct de vedere al procedurilor de lucru. Asta am făcut noi la Calif. Asta doresc să spun celor care vor să facă un business în acest domeniu. Să inoveze, să vină, să aibă în primul rând încredere în produsul pe care vor să-l pună pe piață, întotdeauna să nu înceteze, să-l cerceteze și să-l îmbunătățească și să creadă foarte mult în el. Cam asta sunt eu, cam asta este business care, bine, sunt mult mai multe de spus, dacă ori o să mă jurați că vorbesc aici până poimine. Dacă sunt întrebări, vă rog. Pentru ce faceți. Nu, din ce ai vorbit, nu se vede, să știi. N-ai transmis tot ce faceți voi. Spune-te, Marici, cum era la bună ziua, numele meu este Zina. Vreau să vă felicit pentru acest business.
pentru faptul că angajații se poartă exemplar. Nu mi s-a întâmplat să mi se vorbească urât, să nu se zâmbească, să dea destul greșit sau ce lucruri de genul ăsta care se mai întâmplă în alte zone. Întrebarea mea este, v-ați gândit la un plan de dezvoltare sau vă concentrați doar pe aceste trei locații pe care le aveți acum? Categoric avem un plan de dezvoltare. Anul 2015, pentru noi, încă mai este un an de consolidare al brandului. Noi nu facem cum fac mulți. Ne uităm repede ce se întâmplă în piață, furnizorii scumpesc materiile prime cu X%, gata, mergem și noi cu prețurile. Nu, noi luăm invers, mergem în spate și cercetăm absolut totul, în așa fel cât costurile noastre să rămână cel puțin în același procent. Ca atare, din 2016 vor începe să apară califate. Vreți un fel de mega-imaj al... Nu știu dacă va fi... Nu cred că vom ajunge chiar așa, să fim un fel de mega-imaj, că nu știu dacă e cazul, dar cu siguranță vom fi în toate punctele fierbinți ale Bucureștiului în principal. Și în afara Bucureștiului? În afara Bucureștiului e puțin mai greu. Sunt mai multe motive. Cum? Nu. Giurgiu nu cred că este cu toate că este orașul meu natal, nu cred că e un loc în care să mergem. Și vă spun și de ce. În afara Bucureștiului nu mai este niciun alt oraș care să aibă undeva la 1 milion sau peste 1 milion de locuitori. Am fost și am cercetat Cluj, Timișoara, Constanța și așa mai departe. Obiceiurile de consum în aceste orașe sunt puțin diferite față de cele din București. Dacă în București petreci foarte mult timp în trafic și ai nevoie, la un moment dat, în drumul tău către casă, să ții ceva de mâncare, atunci o faci, că știi că ajungi foarte târziu și nu mai ai timp. În schimb, în celelalte orașe nu se întâmplă lucrul ăsta și atunci e o mică temere din punctul nostru de vedere. Dar nu spunem niciodată că nu vom merge, pentru că vom mai cerceta și vom mai... Poate mergem cu un alt concept de-al nostru. Asta este foarte posibil. De ce ți-ai dorit ca toți angajații când vine un client nou să spună bună ziua, bine ați venit la casă? Mamă, și cât am muncit pentru treaba asta. Doamne, nu vă vine să credeți. Deci este este banal. Este efectiv banal. Dar am muncit 2 ani de zile să pot să-i învăț pe toți să spun. Și nici acum spun ca lumea. Toți. Nu. Așa? Când mai sunt manager, supervisor imediat, dacă apar eu, tot speech-ul e perfect. Dar mi-am dorit treaba asta pentru că brandurile pe care le-a reprezentat înainte și la căror ședințe de training am fost, mi-au arătat că întotdeauna consumatorul trebuie să fie bine primit, bine, să spun așa, locul în care intră el trebuie să fie ca și casa lui. Trebuie să se simtă lejer. Trebuie să simtă emoția, da, acelui loc. Asta m-a făcut să stau și să învăț anumite cuvinte care și acum le dau speech-uri pe care trebuie să le spună, pentru că altfel nu o să răzbim, nu o să reușim niciodată să-l facem pe acel client să fie fericit că a ajuns la calif. Știu că în domeniul ăsta te înfruntai cu chestiuni de genul bun, bă, dă-mă aia, dă și mie ce vrei, ce nu vrei și așa mai departe. Deci erau fel și fel de astfel de lucruri. Și am zis, nu, este o schimbare, trebuie să o gândim altfel, trebuie să fim fideliți. Felicitări, ați reușit. Mulțumesc frumos. Mai sunt întrebări? Am, cred că, 4 sau 5 mail-uri pe lună. Dorim franciză la nu știu unde. Dorim, de vreo 3 ani de zile mă lovesc cu chestiunea asta. În momentul de față, eu consider că acest brand, Calif, nu este încă foarte matur. Deci mai avem de lucru și în momentul în care o să considerăm clar că a ajuns la deplină maturitate, probabil că atunci vom acorda franciză. Altfel, nu ne aruncăm pentru că s-ar putea să ne tăiem singurei ca de sub cear. O întrebare scurtă. Am auzit de la tine verbul a cerceta. Și mă bucur să aud asta. Am o întrebare legată de acest lucru. Lucrați cu agenții specializate de research sau faceți voi cercetarea? În momentul de față o facem intern și mai mult
dezvoltăm un departament special pentru așa ceva. De cercetare și dezvoltare. Chiar din 2016 o să ieșim cu acest departament și în toate campaniile noastre chiar ne vom întâlni cu treaba asta. Deci este intern. Momentan am făcut-o tot intern, dar să spun așa, la un alt nivel. De acum ne dorim deja nivelul să fie net superior. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim foarte mult, Radu! Mersi frumos! Și pe invităm la pauza de masă, după atâta povești cu mâncare, ar trebui să și mâncăm pauza de masă și revenim cu o sesiune cu consultanți. Mulțumesc!